Our subject is such a great salvation. Subiectul nostru este o mare mântuire. It is something which people in the Old Testament could not experience. Este ceva ce oamenii din Vechiul Testament nu au putut experimenta. We read in 1 Peter chapter 1. Citim în 1 Petru, capitolul 1. And verse 10. Cu versetul 10. Concerning this salvation, the prophets, privind această mântuire, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful search and inquiry. Verse 11, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. Versetele 10 și 11, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstra vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutării lor. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos, care era în ei când vestea mai înainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. We must read scripture carefully and slowly. Trebuie să citim Scriptura cu mare atenție și încet. Otherwise we'll miss something. Altfel am pierde. It speaks here in verse 10 of a grace that would come to us. Vorbește aici în versetul 10 despre un har care va veni peste noi. Grace is a New Testament word. Har este un cuvânt din Noul Testament. And we read that it came through Jesus Christ. Și citim că harul a venit prin Domnul Iisus Hristos. And the prophets in the Old Testament prophesied about it. Și prorocii din Vechiul Testament au prorocit despre har. And they wanted to know when is this going to happen? Și erau curioși să știe când va veni acest har. It says here in verse 10 they made careful search and inquiry. Spune aici în versetul 10 că ei au făcut niște cercetări stăruitoare. Can you imagine these Old Testament prophets like Jeremiah and Ezekiel carefully searching? When is this grace going to come? To whom is it going to come? Ți închipui pe acești mari proroci din Vechiul Testament, Ieremia sau Isaia, făcând cercetări despre când va veni harul acesta. Tremendous glory that would come in future days. Cercetau să vadă când va veni Duhul lui Hristos. And then verse 12. Și în 12. God revealed to them that this is not for them in their lifetime. Dumnezeu le-a descoperit că nu pentru ei, deci nu pentru timpul vieții but lor. It was for us in our generation. Ci pentru noi în generația noastră vorbea. But when I look at many, many Christians in our day. Dar când mă uit la mulți creștini în zilele noastre, I don't find that eagerness that those prophets had to make careful search and inquiry to understand this grace. Nu găsesc acea dorință și acea tânjire în oameni care să caute, să cerceteze după harul lui Dumnezeu care era în prorocit înainte. I find in our day there are many, many young people do not study the Bible carefully. Descoper că în zilele noastre mulți tineri nu cercetează Biblia cu atenție. They watch Christian television more than. Se uită than mai mult la televiziunea creștină decât să cerceteze and Biblia. All types of wrong teachings in their mind. Și au tot felul de învățături greșite în mințile lor. You have only one life on this earth. Ai o singură viață de trăit pe acest pământ. And if you miss what God has for you in his word in this life. Și dacă pierzi ceea ce are Dumnezeu pentru tine în cuvântul lui pentru viața ta. I want to tell you that you will regret through all eternity. Vreau să spun că vei regreta lucrul acesta toată veșnicia. We have to make use of this one life. Trebuie să profităm, să folosim această singură viață. We are living in the most privileged time in human history. Trăim în cel mai privilegiat timp din istoria omenirii. Not only because this is the new covenant age. Nu doar pentru că este perioada noului legământ. But because we are coming very close to the coming of Christ. Și pentru că ne apropiem foarte mult de revenirea Domnului Isus. And we don't have much time left to experience this grace. Și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție ca să experimentăm acest har. Grace does many wonderful things for us. Duhul, harul face multe lucruri minunate pentru noi. There are many churches nowadays that call themselves full gospel churches. Sunt anumite biserici care se numesc Evanghelia, Biserica Evangheliei de pline. We know that Jesus was a great friend of sinners.
Știm că Domnul Iisus era un mare prieten cu păcătoșii. But look how he preached the full gospel to one who was a terrible sinner. Dar iată cum a predicat Iisus Evanghelia întreagă unui păcătos notoriu. That's in John chapter 8. În Ioan capitolul 8. In John chapter 8 we read of this woman who was caught in adultery. Citim aici despre o femeie prinsă în curvie. And brought to Jesus. Și adusă la Iisus. And they wanted to ask whether they can kill her. Și a vrut să-l întrebe, să ceară permisiunea să o omoare. Because that's what Moses taught. Pentru că asta i-a învățat Moise. And Jesus knew that the law commanded that she should be stoned. Și Iisus știa că legea poruncea ca ea să fie omorâtă cu pietre. But he said to them in Matthew, John 8:7. În Ioan 8:7. He who is without sin, throw the first stone. Cine este fără păcat, să arunce prima piatră. You know, that is a very important principle when we think, when we see sin in other people. Acesta este un principiu foarte important de aplicat atunci când vedem păcat la alți oameni. I wish all of us would keep that verse in mind. Și mi-aș dori ca toți dintre noi să memorăm acest verset. Whenever you feel like throwing a stone at somebody. Și ori de câte ori simți că vrei să arunci cu piatra în cineva. Like those Pharisees. Ca acei farisei. And you know, there are many people around us with many faults. Și știți că sunt mulți oameni în jurul nostru care au greșeli multe. The church is full of people with many faults. Și biserica este plină de mulți oameni and care au greșeli. You will be strongly tempted to throw stones at them. Și vei fi foarte ispitit să arunci cu pietre la ei. Remember this word. Dar ține minte acest cuvânt. Let the one who is without sin take the first stone to throw it. Cel care nu are păcat să ia primul piatră și să o arunce. And it says here in verse 9. Și spune aici în versetul 9. Then starting with the oldest ones, they all went out one by one. Și spune că începând cu cei bătrâni, unul câte unul, până la cei din urmă au plecat de acolo. Because Jesus was there. Pentru că Iisus era acolo. Nobody dared to throw a stone. Nimeni nu a îndrăznit să arunce vreo piatră. Supposing one of them had picked up a stone. Se presupune că unul a fi ridicat o piatră. And pretended that there was no sin in him. Și s-ar fi prefăcut că nu are păcat în viața lui. He was afraid that Jesus would make a public list of all his sins before everybody. I-ar fi fost frică că Iisus l-ar fi expus întreaga viață păcătoasă în public. All his secret sins and everything. Toate secretele lui. And he was they're all afraid and the oldest person went away first. Tuturor le-a fost frică și a plecat. And then there was one man left. Apoi spune că a mai rămas un om. Who had no sin in him. Care n-avea păcat în el. He was qualified to throw the stone. El era calificat să arunce cu piatra. You know who that was. Știți cine era? It was Jesus. Iisus. He who is without sin, let him throw the stone. Așa spune aici, cine n-are păcat să arunce cu piatra. And the word of God said clearly in the law. Cuvântul Domnului spunea clar în cuvânt, în lege. A woman caught in adultery must be stoned to death. Că o femeie prinsă în adulter trebuie omorâtă cu pietre. And Jesus came to fulfill the law. Și Iisus a venit să împlinească legea. And he was without sin. Și el era fără păcat. So according to his own word, he was qualified to pick up the stones and throw and kill the woman. Deci conform cuvântului său, el era calificat să ridice piatra, să arunce și să omoare pe femeie. But Jesus doesn't throw stones at people. Dar Iisus nu aruncă cu pietre în oameni. Only Pharisees throw stones at people. Doar farisei aruncau cu pietre în oameni. If you follow Jesus, you will never throw a stone at anyone. Dacă îl urmezi pe Iisus, nu vei arunca cu pietre nimeni. Remember this. Ține minte asta. The one who was without sin refused to throw a stone at anybody. Cel care era fără păcat a refuzat să arunce cu pietre. But those who were full of sin. Dar cei care erau plini de păcate. They were ready to throw stones till Jesus stopped them. Ei erau gata să arunce cu piatra până când Iisus i-a oprit. If Jesus was not there. Dacă Iisus nu era acolo, they would have stoned. Ar fi omorât-o cu pietre. Because many other women they have stoned like that. Pentru că fuseseră multe alte femei pe care le uciseseră cu pietre. That teaches us one thing. Asta ne învață un lucru. That we throw stones at people when we are not in the presence of Jesus. Atunci când aruncăm cu pietre în oameni, înseamnă că nu suntem în prezența Domnului Iisus. Whenever you throw a stone at somebody. Ori de câte ori arunci o piatră în cineva. By that I mean when you speak words against other believers. Prin asta vreau să spun că atunci când vorbești rău despre alți credincioși. Not exposing wrong doctrine.
Tu nu expui o doctrină greșită. We have a responsibility to expose wrong doctrine. E adevărat că avem o responsabilitate să expunem doctrina greșită. When we are throwing stones to accuse people. Dar poate aruncăm pietre acuzând oamenii. What does it prove? Ce dovedește asta? It proves that Jesus is not there with us. Dovedește că Iisus nu este acolo cu noi. Because in the presence of Jesus, everybody goes away. Nobody can throw a stone. Pentru că în prezența lui Iisus nu poți să arunci o piatră, vei pleca. So if you are throwing a stone, that proves that Jesus is not with you. Deci dacă arunci cu pietre în oameni, înseamnă că Iisus nu este cu tine. Remember that. Ține minte asta. Next time you tell your wife something or you tell your husband something, data viitoare când îi spui soției sau îi spui soțului ceva, or tell a brother or sister something, sau mamei sau surorii ceva, throwing a stone at somebody else who's not there, aruncând o piatră asupra unuia care nu e prezent, even if it's a woman caught in adultery, chiar dacă ar fi o femeie prinsă în curvie, Jesus is not there with you. Iisus nu este acolo cu tine. Yeah, does it mean that we should not judge sin in the church? Înseamnă asta că nu trebuie să judecăm păcatul în biserică? Yes, we should. Ba da, trebuie. God gives that responsibility to Dumnezeu ne-a trasat această responsabilitate. Să fim presbiteri ai bisericii. And if you're an elder, then Jesus will tell you what to do. Și Iisus te va lumina ce să faci. But if you're not an elder, dar dacă nu ești un presbiter sau un bătrân al bisericii, judge yourself. Judecă-te singur. Judge your own children. Judecă-ți copiii tăi. That's enough. Și ajunge. And then Jesus, who doesn't throw stones at anybody. Apoi Iisus, care n-aruncă pietre cu pietre nimeni. Because he did not come to throw stones at sinners. Pentru că el n-a venit să arunce cu pietre în păcătoși. He came to die for sinners. El a venit să moară pentru păcătoși. It's those who don't want to die for sinners who are ready to throw stones at cei sinners. Care nu sunt gata să moară pentru păcătoși, sunt gata să arunce cu pietre nimeni. And the one who was ready to die for sinners. Și cel care era gata să moară pentru păcătoși. What does he say? Ce spune el? He says, nobody condemned you? Nimeni nu te-a comandat? She said in verse 11, nobody, Lord. Și răspunde ea în versetul 11, nimeni, Doamne. And now listen to the full gospel in verse 11. Și acum ascultați Evanghelia de plină, în versetul 11. There are two sides to the full gospel. Sunt două părți ale Evangheliei de plină. And you see both of them in verse 11. Și ambele sunt expuse în versetul 11. First of all, în primul rând, I do not condemn you. Eu nu te osândesc, eu nu te condamn. But the gospel doesn't stop there. Dar Evanghelia nu se oprește acolo. The second part of the gospel is. A doua parte a Evangheliei este. Don't ever commit sin again. Să nu mai păcătuiești niciodată. That is the full gospel. Asta este Evanghelia completă. So if you only hear one part of it that I don't condemn you. Dacă auzi doar această primă parte a Evangheliei, eu nu te condamn. You've only heard half the gospel. Ai auzit doar jumătate din Evanghelie. The one who never throws stones at anybody. Cel care nu aruncă pietre nimeni. Jesus says. Iisus a spus. First of all, I don't condemn you. În primul rând, nu te osândesc. But don't ever sin again. Dar să nu mai păcătuiești niciodată din nou. Have you heard the full gospel from the mouth of Jesus? Ai auzit Evanghelia completă acum din gura Domnului Iisus? Most of the Christians I have met have not heard it. Cei mai mulți creștini pe care îi întâlnesc nu au auzit-o. Always they only hear this word, I don't condemn you, I don't. Ei aud doar această prima frază, nu te condamn, nu te osândesc. Yeah, that is a very important part of the gospel. Da, este o parte importantă a Evangheliei. Because all of us are sinners, like the woman caught in adultery. Pentru că noi toți suntem niște păcătoși, ca femeia prinsă în curvie. You may not be caught in adultery, it may be some other sin that you're guilty of. Poate tu ai fost prins în curvie, dar poate ai fost prins în alt păcat. You know, if I were standing there. Știi că Biblia spune acolo. If I was one of those Pharisees. Că dacă aș fi fost eu unul dintre acești farisei. Wanting to throw stone at this other person. Aș fi aruncat poate cu piatra în celălalt. And Jesus said, he who is without sin, throw the first stone. Și Iisus ar fi spus, cine este fără păcat, să arunce prima piatră. I would have felt so convicted. Eu m-aș fi simțit să fi fost un fariseu așa de acuzat. And I would have fallen at Jesus' feet. Aș fi căzut la picioarele Domnului Iisus. Say, Lord, forgive me for my hard heart zis, towards Doamne, other people. Iartă-mi inima mea împietrită. Before I go away, please forgive me. Înainte să plec, iartă-mă. Have you ever fallen at Jesus' feet like that? Ai căzut vreodată la picioarele Domnului Iisus așa? Say, Lord, I see such a hard heart in me towards other people. Spune, Doamne, văd că am o inimă atât de dură împotriva altor oameni. Please save me from this. Te rog, salvează-mă de această inimă. I'm such a legalist, judging people according to the law. Sunt așa un legalist, îi judec pe oameni după lege. In this section we see one thing. În acest pasaj din Biblie vedem un lucru. That legalism is worse than adultery. Că legalismul este mai rău decât curvia. Some of us think that adultery is the worst sin. Unii dintre noi cred că adulterul este cel mai rău păcat.
Here we see one side woman in adultery. Dar aici vedem pe de o parte femeia curvind, the other side so many legalists. Pe de altă parte așa de mulți legaliști. Probably they haven't committed adultery. Probabil că ei nu curviseră. But they are so hard in their heart. Dar ei erau așa de duri, așa de împietriți în inimile lor. And Jesus is standing there. Și Isus stă între ei. And whose side does he take? Și de partea cui trece Isus? Does he take the side of the legalists? El partea legaliștilor sau partea femeii adultere? All the legalists are gone. Toți legaliștii au plecat. And I believe one day we will see when Jesus comes back. Și cred că într-o zi there will be no legalists in his kingdom. Când Isus se va întoarce, vom vedea că în cer nu este niciun legalist. They've all gone away. Toți au plecat. And some poor women caught in adultery and a few sinners. Beata femeie prinsă în curvie. Who were forgiven. Și alți păcătoși iertați. Will be there. Vor fi acolo în cer. And who took the full gospel seriously. Cei care au luat Evanghelia completă, în mod serios. Who received the message from Jesus, no condemnation. Care au primit mesajul Domnului Iisus, fără condamnare. Decided not to sin again. Au hotărât să nu mai păcătuiască din nou. We saw that in the case of Lazarus too, that you can have life and yet you may be bound. Am văzut asta și în cazul lui Lazar. După ce a fost înviat, el avea viață, dar era totuși legat. There also we see what the full gospel is. Acolo de asemenea vedem ce înseamnă Evanghelia deplină. Not only coming out of the grave with our sins forgiven. Nu doar să ieși din mormânt cu păcatele iertate. But being free from sin. Ci să fie eliberat de păcat. That is the grace which nobody could understand in the Old Testament. Acesta este harul pe care nimeni din Vechiul Testament nu-l putea pricepe. You see, for example, David was a man after God's own heart. Vedeți, de exemplu, împăratul David era un om după inima lui Dumnezeu. But how does he pray in the Psalms? Dar cum se roagă el în psalmi? Let me show you one example. Să vă arăt un exemplu. Psalm 35. Psalmul 35. Lord, there are so many people contending against me. Will you please fight against them? Apără-mă tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă tu cu cei ce se luptă cu mine. Help me. Ajută-mă. And he says, let them be, verse 5, like chaff before the wind. În versetul 5 spune să fie ca pleava luată de vânt. He's praying against his enemies. Să-i gonească îngerul Domnului. Verse 6, let their way be dark and slippery. Versetul 6, drumul să le fie întunecos și alunecos. Verse 8, let destruction come upon them. Să ajungă prăpădul pe neașteptate. And the net which he hit to catch, să fie, let him fall into that destruction himself. Să fie prins în lanțul pe care l-a întins, să cadă în el și să plece. And then verse 9, my soul will rejoice. Și în versetul 9, atunci mi se va bucura sufletul în Domnul. Do you pray like that against your enemies? Te rogi tu așa împotriva dușmanilor tăi? Jesus never prayed like that. Iisus nu s-a rugat niciodată așa. No. He said, Father, forgive them. El a spus atât, Tată, iartă-i. Do you see how the man after God's own heart in the Old Testament was how he was praying against his enemies? Vedeți cum se ruga omul după inima lui Dumnezeu din Vechiul Testament pentru dușmanii lui? Because in the Old Testament they were like children. Pentru că în Vechiul Testament erau ca și copii. We're like sons. Noi suntem fii. They could not understand this grace. Not even David could understand. Nici măcar David nu putea înțelege harul lui Dumnezeu. And here is a proof that they did not understand. Și aici este o dovadă, Psalmul 35, că nu înțelegeau. Whenever you wish evil against your enemies, you haven't understood that grace. Când dorești răul dușmanului tău, înseamnă că nu ai înțeles harul. You can read the Psalms and hope that calamity will come upon your enemies. Poți să citești din psalm și să te rogi tu ca să vină o calamitate peste dușmani, peste dușmanii tăi. Then we are at David's level. Atunci înseamnă că ești la nivelul lui David. But we say he was a man after God's own heart. Dar spune că era omul după inima lui Dumnezeu. Yes. Da. But he was in the kindergarten class. Dar era la grădiniță, David. And he got 100% in the kindergarten class. Și pentru grădiniță a primit 100% nivel. Do you want your children to sit forever in the kindergarten class? Dorești tu copiii tăi să rămână toată viața la grădiniță? And say my children got 100%. Și spui copiii mei sunt cei mai buni la grădiniță. After 10 years they got 100%. După 10 ani sunt tot la grădiniță, cei mai buni. Still in the kindergarten? Tot la grădiniță. No.
Jesus came to lead us higher. Iisus a venit să ne ridice la un alt standard. I don't want my children to sit 20 years in the kindergarten and 100%. Eu nu doresc copiii mei să rămână 20 de ani la grădiniță. Jesus came to take us to college. Iisus a venit să ne ducă până la facultate. That is where we experience grace. Acolo experimentăm harul. In the Old Testament they could only experience mercy. În Vechiul Testament experimentau doar mila. John chapter 1. În Ioan capitolul 1. And verse 17. Cu 17. The law was given through Moses. Legea a fost dată prin Moise. But grace and truth came through Jesus Christ. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. But we may say truth. I thought there was truth in the Old Testament also. Dar când spun adevărul, eu mă gândeam că și în Vechiul Testament exista adevăr. We need to understand what truth here is. Trebuie să înțelegem despre ce adevăr e vorba. Truth is not the truth of doctrine. Adevărul nu se referă la adevărata doctrină. There is a truth of doctrine that even Moses had. Era un adevăr al doctrinei pe care și Moise l-avea. What is the truth that only Jesus brought? Dar care este acest adevăr pe care Domnul Iisus l-a adus? When you read a verse like this, când citești un astfel de verset, I want to ask those of you who read the Bible. Vreau să vă întreb pe cei care citiți Biblia. What is the meaning of this verse? Ce înseamnă acest verset? Truth came by Jesus Christ. Adevărul a venit prin Iisus Hristos. Have you ever thought about it? V-ați gândit vreodată la asta? Was there no truth in the Old Testament? Oare în Vechiul Testament nu exista adevăr? Truth came only through Jesus Christ? Așa spune aici, că adevărul a venit prin Iisus Hristos. I'm just trying to show you how we don't read the Bible carefully. Încerc doar să vă demonstrez cum adesea nu citim Biblia cu atenție. As one book God has given us, we must know it thoroughly. Dacă o carte ne-a dat Dumnezeu, trebuie să o cunoaștem cu desăvârșire. Let me show you a verse which David said in Psalm 51. Dați-mi voie să vă arăt un verset pe care l-a rostit David în Psalmul 51. In Psalm 51, when David sinned, în Psalmul 51, după ce David a păcătuit, he uses that word truth. Folosește cuvântul ăsta adevăr. The truth that came through Jesus Christ. Adevărul care a venit prin Iisus. Psalm 51, verse 6. În 51 cu 6. Lord, you desire truth in the innermost being. Doamne, tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Where does God desire truth? Unde dorește Dumnezeu să fie adevărul? Not the truth I understand in my head. Nu adevărul pe care îl înțeleg cu mintea mea. We can understand biblical truth in our head just like we understand that 2 plus 2 is 4. Putem să înțelegem adevărul biblic cu mintea așa cum înțelegem adevărul că 2 cu 2 fac 4. I mean, that type of truth even the non-Christians know. Acest tip de adevăr până și necreștinii îl cunosc. But here it is speaking about another type of truth which David did not have. Dar aici vorbește despre un alt fel de adevăr pe care nici David nu l-a avut. Truth in the innermost being means this. Adevărul adâncul inimii înseamnă aceasta. Please listen carefully. Vă rog, ascultați cu atenție. That there is no difference between my outer life and my inner life. Să nu fie nicio diferență între viața mea exterioară și viața mea interioară. My public life is the same as my private life. Viața mea publică de afară este aceeași cu viața mea interioară. If I don't shout at my wife in the church service, I don't shout at my wife at home. Dacă nu strig la soție în biserică, nu strig la soție nici acasă. If I don't watch pornography in the church service, I don't watch pornography film, at home. Dacă nu mă uit la un film pornografic în biserică, nu mă uit la un film pornografic nici acasă. Truth in the innermost being. Adevărul în adâncul inimii. What is the opposite of truth? Care este opusul adevărului? The opposite of truth is a lie. Este minciuna. A lie means minciuna înseamnă I give you an impression which is not true. Că îți las o impresie care nu este adevărată. Supposing I'm a salesman. Să presupunem că eu sunt un and I'm selling say a vacuum cleaner. Un comerciant. And I know that this does not work properly. Și vreau să-ți vând un produs care știu că nu valorează mult. But I tell you this is the best vacuum cleaner in the world. Dar te mint că e cel mai bun produs din lume. I'm telling you a lie. Te mint. To make money. Ca să fac bani. In the same way, la fel, when I give you an impression about my life, când îți las o impresie despre viața mea, that this is my life, că ăsta sunt eu, de fapt, I give the impression of being very spiritual,
mă las impresia că sunt foarte spiritual. Just like saying this vacuum cleaner is the best. Ca și cum se spune că produsul ăsta cel mai bun. Sing to give people an impression I'm a very spiritual person. Sau cântând, las impresia la oamenilor că sunt foarte spiritual. In my private life I know that is not true. Dar în viața mea particulară știu că nu e adevărat. That's like I know this vacuum cleaner is not the best. Este ca și cum aș încerca să vând un aspirator care I'm telling a lie to people. Dar noi trebuie să arătăm viața oamenilor. That is a lie. When I give people an impression that is not true in my life. Când las altora impresia că sunt altfel decât cum sunt în adevăr. And David said, Lord. Și David a spus, Doamne. I'm giving people an impression that Doamne, I'm eu las oamenilor impresia I'm că a very holy person. Sunt un om sfânt. Because I write so much scripture. Pentru că am scris atâtea parte din Biblie. I sing so many songs in my harp. Cânt atâtea cântări cu inima mea. But I know in my inner life. Dar știu că în viața mea interioară. There is sin. E păcat. When I saw Bathsheba, când am văzut-o pe Bathsheba, I forgot all about the songs I was singing. Am uitat toate cântările de la biserică. I didn't have truth. N-aveam adevărul în inimă. How can I get it? Cum să-l primesc? I desire it, but I can't have it. Merit să nu-l am. Jesus came with that truth. Iisus a venit cu acest adevăr. You understand John 1:17 now? Înțelegeți acum în Ioan 1:17? Truth came by Jesus Christ. Adevărul a venit prin Iisus Hristos. That means Jesus can make my inner life exactly like my outer life so that there is no lie. Iisus a venit ca viața mea interioară să fie aceeași cu viața mea exterioară, să nu fie nicio diferență între ele. If you were to suddenly open up my mind and look inside my mind. Astfel încât dacă ai putea deodată să-mi deschizi mintea, să vezi ce e în ea, you will see the same purity that I'm giving you the impression. Să găsești aceeași curățenie pe care îți dau eu impresia că o am. Do you have truth in your innermost being? Ai tu adevărul în inima ta? David didn't have it. David nu l-a avut. He searched for that grace. He couldn't get it. El căuta acel har, dar nu l-a putut primi. Peter says David was one of the prophets who searched for that grace and says. Petru spune că David a fost unul dintre prorocii care l-a căutat. He knew that God wanted to give him. Știa că Dumnezeu vrea ca el să fie sfânt. But he couldn't get it. Dar nu-l primea. He wanted it, he delighted in it, but he couldn't have it. Își dorea harul acesta, însă nu l-a putut primi. Do you know that Jesus brought it for us? Știi că Iisus l-a adus pentru noi? What a wonderful salvation this is. Ce minunată mântuire este aceasta. That I don't have to pretend anymore. Eu nu va mai trebui să mă dau drept altul. I don't have to pretend to be holy. Nu trebuie să mă mai prefac că sunt sfânt. You know, when I think of the lives of many Christians that I have met. Când mă gândesc la viețile unor creștini pe care i-am cunoscut. Even in my own life in the early days when I was defeated as a Christian. Chiar și viața mea la începutul credinței când eram înfrânt. I am not here to throw stones at anybody because I know in my own life I was defeated for so many years. Eu nu sunt aici să arunc cu piatra în nimeni pentru că știu că eu însumi la început am fost înfrânt în viața anterioară. Thank God that he showed me how I could have truth in the innermost being. Și slavă Domnului că El mi-a descoperit cum să am adevărul în adâncul inimii mele. I think many Christians' lives is like this. Cred că viețile multor creștini sunt așa. Supposing you're an expert dog trainer. Să presupunem că ești un antrenor expert de câini. And you train your dog to behave like a cat. Și îți antrenezi câinele să se comporte ca și o pisică. And you train the dog to say meow, meow, meow all the time. Și dresezi câinele să facă miau, miau tot timpul. And you have trained it perfectly. Și l-ai dresat perfect. And all the visitors come to your house, it says meow, meow. Și vin musafirii la tine și câinele miau. But one day another dog comes and barks at it. Dar într-o zi vine un câine și latră la el. And suddenly it forgets all its training. Și odată ăsta uite să facă. And it barks at that dog. Și latră la el. This is how many Christians are. Așa sunt mulți creștini. They try their best to act like Christians. Încearcă din răzputeri să se acționeze ca și creștini. But suddenly one day some provocation comes. Dar într-o zi vine o provocare. And it's not the same. Și nu mai sunt aceiași. That's because there was no truth in their innermost being. Asta e pentru că nu au adevărul în inima lor, în adânc. What did Jesus call the Holy Spirit? Cum a numit Iisus Duhul Sfânt? There was a title Jesus gave to the Holy Spirit. Era un titlu pe care Iisus l-a dat Duhului Sfânt. John 16 and verse 13. Ioan 16 cu 13. John 16 verse 13. He is called the Spirit
of truth. L-a numit Duhul adevărului. That's a wonderful title. Un titlu minunat. Truth means reality. Adevăr înseamnă realitate. That means he will, when it says he will guide me, verse 13, into all the truth. Spune că Duhul ne va călăuzi în tot adevărul. He will lead me into reality in my life. Înseamnă că o să mă conduc în realitatea vieții mele. If I listen to the Holy Spirit, dacă ascult Duhul Sfânt, that's all you got to do. Asta e tot ce trebuie să faci. Listen to the voice of the Holy Spirit. Ascultă vocea Duhului Sfânt. When he whispers in your conscience, când șoptește în conștiința ta, that is hypocrisy. Asta este ipocrizie. And say, yes, Lord, I'm, thank you for showing me that. Îți mulțumesc, Doamne, I want că mi-ai arătat ipocrizie. Cleanse myself from vreau să mă curăț. It will take a little time. Va dura o vreme. It may take some years. Poate câțiva ani. Why? De ce? Because we have lived in hypocrisy for so many years. Pentru că ai trăit în ipocrizie atâția ani. We have deceived all the Christians around us that we are so holy when we are not holy. I-ai înșelat pe toți din jurul tău de biserică pretinzând că ești sfânt când nu ești. Now the spirit of reality and truth has come inside. Dar acum Duhul realității și adevărului a venit în tine. Many of us like to believe that we are filled with the Holy Spirit. Multora dintre noi ne place să credem că suntem plini de Duhul Sfânt. Is it the Spirit of Truth? Este acesta Duhul adevărului? Is he guiding you into all the truth? Te călăuzește el în tot adevărul? First, when we read that, we think he will give me understanding on Scripture. Când citim asta, ai tendința să crezi că te va călăuzi în înțelegerea Scripturii. That is true. Și adevărat. See, it says in John 17 and verse 17. În Ioan 17 cu 17. Jesus' prayer is. Rugăciunea lui John 17:17. Yeah. Sanctify them in the truth, because your word is truth. Sfințește prin adevărul tău, pentru că cuvântul tău este adevărul. That means make them completely holy in truth. Înseamnă fă-i sfinți complet în adevăr. Because your word is truth. Pentru că adevărul, cuvântul tău este adevărat. And there are two ways in which God speaks his word to us. Și sunt două moduri în care Dumnezeu ne transmite cuvântul său. One is from Scripture. Prin Biblie. Others from the Holy Spirit. Și alta este prin Duhul Sfânt. So, when I read Scripture, când citesc Biblia, it can show me areas in my life where I'm not absolutely real and truthful. Îmi poate arăta acele părți din viața mea care nu sunt corespunzătoare adevărului. If I keep on opening myself to everything that the word of God shows me in my life. Și dacă continui să mă deschid tuturor lucrurilor pe care Duhul Sfânt mi le descoperă în viață. After some time. După un timp. After some years. După câțiva ani. Even without the word of God, the Holy Spirit will show me things in my life which are not written in the word of God. Chiar fără cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îmi va arăta în inima mea lucruri care nu sunt scrise în cuvânt. Which are not true, which are not real. Lucruri în viața mea care nu sunt conforme cu adevărul. And as I cleanse myself. Și pe măsură ce mă curăț. Holy Spirit leads me into all the truth. Duhul Sfânt mă călăuzește în tot adevărul. This word will be fulfilled in my life. Și cuvântul ăsta se va împlini în viața mea. But Jesus prayed for me. Când Iisus a rugat pentru mine. Make them holy in your truth. Fă-i sfinți în adevărul tău. Are you experiencing that? Experimentezi tu asta? That is part of this salvation. Asta este partea mântuirii. And the grace has come to accomplish that in our life. Și harul a venit să împlinească aceasta în viața noastră. Turn back to John chapter 1. Dați înapoi la Ioan 1. And verse 17. Cu 17. The law was given by Moses. Legea a fost dată de Moise. Grace and truth came by Jesus Christ. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. So we can say, is grace higher than law? Putem spune că harul este superior legii? Or is it lower? Sau este inferior? When you look at the standard of Old Testament people. Când te uiți la standardul oamenilor din Vechiul Testament. Think of a man like Elijah. Gândește-te la un om ca Ilie. He was under the law. El era un om sub lege. He followed Moses. Îl urma pe Moise. How does your life and my life compare to Elijah's life? Cum este viața ta și a mea în comparație cu cea a lui Ilie? I'm not talking about ministry. Nu vorbesc despre lucrare. I'm not talking about calling fire from heaven. Nu vorbesc despre a coborî focul din cer. I'm talking about life. Vorbesc despre viață.
Do you think Elijah was an immoral person? Crezi că Ilie era un om imoral? You think he was a lover of money? Crezi că iubea banii? Or John the Baptist, for example? Sau Ioan Botezătorul, de exemplu? He was also under the law. Și el era sub lege. When I compare myself with John the Baptist. Când mă compar cu Ioan Botezătorul. I say, Lord, I want to compare my life with John the Baptist's life. Doamne, vreau să compar viața mea cu viața lui Ioan Botezătorul. Can we say we are better than him? Pot afirma eu că sunt mai bun decât el? He was under the law. El era sub lege. What is the life of most Christians that you meet? Is it less than John the Baptist standard or higher? Cum este viața creștinilor din jurul tău? Superioară sau inferioară lui Ioan Botezătorul? Then we ask ourselves this question. Să ne punem această întrebare. If Moses could lead John the Baptist to this level of life. Dacă Moise a putut să ducă pe Ioan Botezătorul până la un anumit standard de viață. How much can Jesus lead us? Până unde credeți că ne poate duce Iisus? Higher or lower? Mai sus sau mai jos? John the Baptist followed Moses, he reached a certain standard. Ioan Botezătorul a ajuns anumite standarde trasate de Moise. We say we follow Jesus. Noi spunem că îl urmăm pe Iisus. And our standard is less than John the Baptist. Și totuși standardul nostru este adesea mai inferior celui. Something is wrong. Ioan, ceva nu este în regulă. We have not understood grace. N-am înțeles harul. Grace is higher than law. Harul este superior legii. How much higher? Cât mai sus? That depends on how you think Jesus is above Moses. Depinde cât crezi tu că este Iisus de superior lui Moise. Moses brought the law, Jesus brought grace. Moise a adus legea, Iisus a adus harul. There's something we have missed in this salvation. Este ceva ce pierdem în această mântuire. Because ne scapă. Satan has blinded the minds of believers. Pentru că Satan a orbit mințile creștinilor. I know, after I was born again. Știu eu, după ce am fost născut din nou. For more than 16 years. Mai mult de 16 ani. My eyes were blinded to the full meaning of grace. Ochii mei au fost orbiți la ceea ce înseamnă adevăratul har. I only knew that grace will forgive my sins. Știam doar că har înseamnă iertarea păcatelor. That's true. Și adevărat. It says in Ephesians in chapter 1. Spune în Efeseni 1. And verse 7. Cu 7. Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. That's good. Și e bine. I experienced that. Am experimentat asta. The riches of his grace that forgave all my past sin. Bogățiile harului său mi-au iertat tot păcatul meu. But I never knew that grace could do more than that. Dar n-am știut niciodată că harul poate face ceva mai mult. It says in Romans 6:14. În Roman 6:14 spune that when you really come under grace, că dacă intri cu adevărat sub har, sin will not rule over you. Păcatul nu va mai stăpâni asupra ta. That verse changed my life. Versetul ăsta mi-a schimbat viața mea. How do you know according to this verse whether you're under law or under grace? De unde știi potrivit acestui verset dacă tu trăiești sub lege sau sub har? If I were to ask you, dacă te-aș întreba, I can even ask a 10-year-old child here, read that verse and tell me how to know whether you're under law or under grace? Aș putea să întreb chiar un copil de 10 ani să-mi spună dacă potrivit acestui verset trăiește sub lege sau sub har. Forget about every other verse. Uitați celelalte versete. Just this one verse. Doar după acest verset. Read it slowly. Citiți-l încet. How to find out whether you're under law or under grace? De unde îți dai seama că ești sub lege sau sub har? It's very simple. E foarte simplu. When you're under grace, când ești sub har, sin will not rule over you. Păcatul nu mai stăpânește peste tine. When you're under law, când ești sub lege, sin rules over you. Păcatul stăpânește peste tine. So if sin rules over you, you're under law, whether you know it or not. Deci dacă ești stăpânit de păcat, înseamnă că ești sub lege. Fie că știi, fie că nu. There are two choices we have. Sunt două alegeri pe care le putem face. Supposing you want to find out a man standing here, who is his master, this person or this person? Presupunem că vrei să întrebi un om care este stăpânul lui, acesta sau acesta. Here's one man who says, this is my slave. Este un om aici care spune, el este sclavul meu. That man meu. Says, no, he's my slave. Și un altul de aici spune, nu, este sclavul meu. How to find out? De unde știi a cărui sclav este omul? I tell both of them. Eu le-aș spune amândurora. You tell him to do something. Porunciți-i să facă ceva. And let's see who he obeys. Și să vedem pe care dintre ăștia îi ascultă. If he obeys him, then he's the master. Dacă îl ascultă pe el, el este stăpân. If he obeys him, then he's the master. Dacă îl ascultă pe celălalt, sclavul lui este. So now we have
The Holy Spirit. Avem așadar aici Duhul Sfânt. And the lusts in our flesh. Și pofta firii noastre, cărnii noastre. Who are we going to listen to? De care vei asculta? For example, de exemplu, somebody gets very angry with me. Unul se mânie pe mine puternic. And the lust in my flesh says, speak back to him in anger. Și firea mea, pofta spune, răspunde pe măsură. The Holy Spirit says, keep quiet. Și Duhul Sfânt spune, taci din gură. Who do you listen to? Pe care asculți? That is your master. Acela este stăpânul tău. You sit in front of the computer. Stai în fața computerului. And the lust in the flesh says. Și pofta firii spune. Go to that dirty website. Intră pe acel website murdar. The Holy Spirit says no. Și Duhul Sfânt spune nu. Who do you obey? Tu pe care asculți? That is your master. Acela ți-e stăpân. And we can apply that to so many areas. Și putem aplica aceasta în atâtea domenii din viața. Maybe somebody did some terrible harm to you. Poate ți-a făcut cineva un rău foarte mare. And your flesh says, don't ever forgive him. Și firea ta spune să nu-l ierți niciodată. The Holy Spirit says, forgive him. Și Duhul Sfânt spune iartă-l. Who do you obey? Pe care l-asculți? That is your master. Acela ți-e stăpân. The one you obey is your master. Cel pe care l-asculți e stăpânul tău. See that it is written also in this, what I just said is written in verse 16. Ceea ce am spus este scris în Roman 6:16. Don't you know that when you present yourself to someone as slaves for obedience, you are the slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, fie că este vorba de ascultare. This is not an illustration I used, it's the Holy Spirit uses. Deci asta nu este o ilustrație pe care o folosesc eu, ci una de la Duhul Sfânt. But sometimes we don't recognize this. Dar uneori nu recunoaștem asta. I think I'm serving God. Cred că slujesc pe Domnul. No, I'm serving sin. Dar nu, îl slujesc pe Satan. Sin tells me to do something and I obey it. Că atunci când păcatul îmi spune să fac ceva și eu îl ascult. Have I understood this great salvation? Am înțeles eu această mare salvare? What sort of salvation is it? Ce mântuire mai este aceasta? That forgives me? Care mă iartă? Doesn't deliver me? Dar nu mă eliberează? That's not a full salvation. Aceasta nu este o mântuire completă. Is God a loving father? Este Dumnezeu un tată iubitor? Many times I have used this example. Adesea am folosit următorul exemplu. Supposing I have a little boy 6-7 years old. Să presupunem că am un băiat de 7-8 ani. And I warn him, see the construction workers are digging a big pit in the road. Și pe stradă muncitorii au săpat o groapă adâncă. Don't go near there, you may fall into that pit. Și l-avertizez pe copil, nu te apropia de groapă, să nu cumva să cazi în ea. And like all 6-year-old boys, they disobey their father. Și ca orice copil de 6-7 ani, bineînțeles că nu-și ascultă tatăl. And he falls into the pit. Și cade copilul în groapă. And he cries out to me, he's in that pit. Și strigă după mine de acolo din groapă. Daddy, daddy. Tată, tată. And I come and say, what happened? Și eu mă apropii și spun, ce s-a întâmplat? I'm sorry, Daddy. I disobeyed you. Îmi pare rău, tată, nu te-am ascultat. I'm falling into this pit. Am căzut în groapă. Please forgive me. Te rog, iartă-mă. I say, okay, son. Forgiven. Eu îi spun, bine, fiule, te iert. Goodbye. Ciao, la revedere. Have I forgiven him? L-am iertat sau nu? Yes. Da. Have I saved him? L-am salvat? Yes or no? Da sau nu? No. Nu. Is Jesus a forgiver or a savior? Este Isus unul care doar iartă sau este un mântuitor? What do you call him? Cum îl numim? Jesus my forgiver or Jesus Isus my savior? Iertătorul sau Isus salvatorul? We say we are saved. Tu spui că e salvat, mântuit. If we are honest, dacă ești cinstit, we should say we're not saved, we're only forgiven. Dacă ești cinstit, ar trebui să spui eu nu sunt mântuit, sunt doar iertat. You go and ask that boy in the pit, have you been saved? Did your dad save you? Dacă îl întrebi pe copilul din groapă, tai că tu te-a salvat de acolo. He say, no, he didn't save me, he left me here. Nu, uite-te, sunt tot în groapă. He forgave me, but he didn't save me. M-a iertat, dar nu m-a scos de aici. What sort of a father do you have, son? Ce tată mai ai și tu, fiule? That must be a useless father who forgave you but didn't save you. Un ratat de om să nu te salveze. God must be a useless father if he only forgave you and didn't save you. Dumnezeu trebuie să fie un tată nefolositor dacă doar te iartă și nu te și salvează. And Jesus must be a useless person if he only forgave you and didn't save you. Și Isus ar fi nefolositor dacă doar n-ar ierta și nu te-a și salva. That is another Jesus. Ăsta este un alt Isus. Paul says I'm afraid that some of you believe in another Jesus. Pavel spunea, mi-e frică ca unii dintre voi să nu cumva să creadă în alt Isus. Do you know that Christians can believe in another Jesus? Știți creștinii că creștinii pot crede în alt Isus?
Well, see this in 2 Corinthians 11. În 2 Corinteni 11 vedem asta. Another Jesus. Un alt Isus. 2 Corinthians 11 verse 4. 2 Corinteni 11 cu 4. If one comes and preaches another Jesus, dacă vine cineva să vă propovedească un alt Isus, we didn't preach that Jesus, pe care noi nu l-am predicat, he says, you bear with that beautifully. Îl primiți. You accept it. Îl acceptați. Somebody comes and preaches another Jesus, vine unul și predică un alt Isus, and you accept it. Și tu îl accepți. To whom is he writing? Is he writing to unbelievers? Cui scrie Pavel? Necredincioșilor? No. He's writing to the Corinthian Christians. Nu, le scrie credincioșilor din Corint. Believers. Pocăiților. But they were going to court against one another. Dar ei mergeau la tribunal, se judecau unul cu altul. They were not sharing their food with one another. Nu dădeau hrană săracilor. There was so much of confusion in that church. Era multă confuzie în biserică. So much of sin. Erau mulți cu păcat. And Paul asks him, "Which Jesus are you believing in?" Și Pavel întreabă, în care Iisus credeți voi? I'm afraid that you're believing in another Jesus. Mi-e frică că voi credeți în alt Iisus. And I think I have to say that to many believers today. Și mi-e teamă că trebuie să spun asta multor credincioși astăzi. You believe in a Jesus who's forgiven you, but he can't save you. Dacă tu crezi într-un Iisus care doar te-a iertat și nu te-a salvat. Let's look at the real Jesus in Scripture. Haideți să ne uităm la adevăratul Iisus din Biblie. In the Gospels, în Evanghelii, the first time we read of anyone speaking to another person and using the name of Jesus is in Matthew chapter 1. În Matei 1, pentru prima dată găsim pe cineva adresându-i altcuiva numele Isus. This is the first time somebody is using the word Jesus. Pentru prima dată cineva folosește cuvântul Isus. In the New Testament. În Noul Testament. Matthew chapter 1. Matei 1 is the angel from heaven telling Joseph in verse 20 and 21. În versetele 20 și 21, îngerul verse 20 și 21. You know, the angel tells Joseph that your wife will have a child. Îngerul îi spune lui Iosif că soția ta va naște un fiu. She will bear a son and you must call him Jesus. Și trebuie să-i pui numele Isus. Because he will not only forgive his people, he will save his people from their sins. Nu doar va ierta, ci va mântui pe poporul lui de păcatele lui. How many of you know that that is the first promise in the New Testament? Câți dintre voi știți că asta este prima promisiune din Noul Testament? You read all these 700-800 pages of the Old Testament. Citim aceste prime sute de pagini ale Vechiului Testament. You never read that anybody can save you from sin. Și nu citești niciunde în cele 900 de pagini că cineva te poate salva de păcat. I mean, there's promise that God will forgive you. Sunt promisiuni că Dumnezeu te va ierta. The Lord says, I'll forgive your sins. Domnul spune că îți voi ierta păcatul. Nobody can save you. Dar nu era nimeni să te poată salva de păcat. 800 pages of the Old Testament is over. Aceste 800 de pagini s-au iar din Vechiul Testament. Turn to the first page of the New Testament. Și când deschizi în prima pagină din Noul Testament. And the very first promise is, prima promisiune este asta. He will save his people from their sins. El își va mântui poporul de păcatele sale. That is the salvation that Jesus has come to give. Asta este salvarea pe care Iisus a adus-o. Why don't most people experience it? Dar de ce oare cei mai mulți oameni totuși nu experimentează? Why don't most people experience this grace that not only forgives but saves us from our sins? De ce nu experimentează oamenii harul acesta care nu doar iartă, ci ne și salvează de păcat? And the reason is here in 1 Peter 5. În 1 Petru cu 5 găsim motivul. And verse 5. Cu versetul 5. The last part of that verse. Ultima parte a versetului. Says God gives his grace only to the humble. Dumnezeu dă har celor smeriți. Grace is like a waterfall that falls from heaven. Harul este ca și o cascadă care cade din cer. The river of God falling from heaven. Râul lui Dumnezeu care curge din cer. The spirit of grace. Duhul harului. And it falls only in one place. Și curge într-un singur loc. It's the place of humility. Care se numește umilință sau smerenie. It will not fall anywhere else. Niciunde nu curge Duhul Harului. If I humble myself, dacă mă smeresc, that grace will fall upon me. Înseamnă că Duhul va curge peste and mine. And then I will be under grace. Și atunci voi fi sub har. And sin will have no power over me. Și păcatul nu va mai stăpâni peste mine. But if I'm not under grace, dar dacă nu sunt sub har, I will be defeated by sin many times every day. Voi fi biruit de păcat
de multe ori în fiecare zi. I will not be able to control my tongue even if I speak in tongues. Nu voi fi în stare să-mi controlez limba, chiar dacă vorbesc în limbi. I will not be able to control my eyes. Nu voi fi în stare să-mi controlez ochii. And I will not be able to control my passions. Și nu voi fi în stare să fiu stăpân pe pasiunile mele. That's why you read, you hear about preachers falling into adultery. De-aia auzi de predicatori vestiți care cad în curvie. And how you suddenly find you're falling into different sins. Sau te găsești tu căzut în diferite păcate. Even though you're baptized in the Holy Spirit. Deși tu ești botezat în Duhul Sfânt. And even though you belong to a wonderful church. Și deși vii la o biserică bună. Why is it you're still falling into sins? Cum se face că încă persiști în păcat? You're not under grace. Nu ești sub har. There's something in your life you're proud of. Este ceva în viața ta care se numește mândrie. You may think you're humble. Poate tu te crezi smerit. There's a beautiful verse in the book of Zephaniah in the Old Testament. Este un verset minunat în cartea Zefania în Vechiul Testament. Do you know where Zephaniah is? Știți această carte? Have you read it? Ați citit-o? You're going to meet Zephaniah in heaven. Trebuie să într-o zi în cer te vei întâlni cu Zefania. And he will ask you, did you read my book? Și el te va întreba, frate, ai citit cartea mea? What will you say? Ce o să-i spui? Say, your book, where did you write that? Cartea ta, unde era? He'll say, I wrote only 3 pages, you didn't read it? N-avea numai 3 pagini, n-ai fost în stare să o citești. We must know the scriptures. Trebuie să cunoaștem Biblia. I'll tell you one of the dangers of projecting verses on the screen. Unul dintre pericolele proiectării versetelor pe ecran. Is we don't know the Bible. Este că nu cunoaștem Biblia. You must always bring your Bible to a meeting. Trebuie întotdeauna să vă aduceți Biblia cu voi la întâlnire. For the verses to be on the screen. E bine să proiectăm versetele. But if you don't turn to those verses, you'll never know the scriptures. Dar dacă nu deschizi Biblia acolo unde spun eu, nu vei cunoaște Biblia. Don't be ashamed to carry a Bible. Nu-ți fie rușine să aduci Biblia cu tine. Very, very important. E foarte important. This is the book that will change your life. Asta e cartea care îți va schimba viața ta. You must know, and when you find a good verse. Trebuie să știi atunci când găsești un verset bun. You know what I did in my early days? Știi cum am făcut eu la începutul credinței mele? I used to take a red pencil and underline that verse. Am luat un creion și subliniam un verset care. And God said something to me, I would write it on the side. Sau când Domnul îmi spunea ceva, scriam ceva pe margine. And my first Bible was full of marks. Și prima mea Biblie e plină de mâzgăleli. But you'll never be, how can you underline it when you read it on the screen? Dar nu vei fi niciodată în stare să înțelegi Biblia dacă doar o citești de pe ecran. Zephaniah chapter 2. Zefania capitolul 2. Verse 3. 3? Yeah. 3. Cu versetul 3. Here is a word to all those who are humble on the earth. Un verset pentru cei smeriți. Seek the Lord, all you humble of the earth. Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară. What should you seek for? Ce să cauți? The last part of that verse. Ultima parte spune. Seek for more humility. Căutați mai multă smerenie. I like that verse. Îmi place versetul acesta. You think you're humble? Te crezi smerit? Seek for more humility. Caută mai multă smerenie. What a wonderful verse. Ce verset minunat. All humble people seek for more humility. Toți smeriții, căutați mai multă smerenie. How much more? Cât mai multă, Doamne. Until you are as humble as Jesus was. Până când vei fi la fel de smerit ca Domnul Iisus. Do you know that Jesus told us to learn only 2 things from him? Știți că Domnul Iisus a spus doar 2 lucruri pe care trebuie să le învățăm de la el. Matthew 11 verse 29. Matei 11 cu 29. Matthew 11:29. Learn from me. Învățați de la mine, zicea Domnul Iisus. Don't learn from me how to sing and how to preach. Nu învățați de la mine cum să cânți sau să predici. Learn gentleness and humility. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inimă. If there are 2 things that Adam does not have. Sunt 2 lucruri pe care Adam nu le are. It is gentleness and humility. Blândețea și smerenia. We don't have it by nature. Nu le avem de la natura noastră. I don't have it. Eu nu am avut. But I'm learning. Dar învăț. I'm learning from Jesus. Învăț de la Iisus. More gentleness and more humility. Mai multă smerenie și mai multă blândețe. Jesus said, "Learn from me." Domnul a spus, învățați de la mine. How many of you have taken that verse seriously? Câți dintre voi ați luat în serios acest verset? I'm not asking whether you've become like him.
Nu te întreb dacă ai ajuns ca Paul Iisus. Said, I've not yet become like him. Pavel a spus că eu încă nu am ajuns ca Iisus. Ci spune, eu merg înainte. Are you learning more humility? Înveți tu mai multă smerenie? Are you learning more gentleness in your life? Înveți tu mai multă blândețe în viața ta? Gentleness in the way you speak. Blândețe în vorbire. We have to learn from Jesus. Am învățat de la Iisus. And God gives grace to the humble. Și Dumnezeu dă har celor smeriți. Why do you think Jesus never sinned? De ce crezi că Iisus n-a păcătuit niciodată? Some people say because he was God. Unii spun pentru că era Dumnezeu, dar nu. It's because he got grace. E pentru că a primit har. Luke chapter 2. Luca 2. Verse 40. Cu 40. Luke 2 verse 40. It says when Jesus was a little child. Spune că Iisus când era un copil. In Nazareth. În Nazaret. He grew, became strong, increased in wisdom. Creștea și se întărea, era plin de înțelepciune. Because the grace of God was upon him. Și harul lui Dumnezeu era peste el. That means he stood in the place of humility as a child. Asta înseamnă că el a stat în locul umilinței ca și copil. Because I told you this waterfall of grace falls only in acolo falls va cădea only in one place. Harului. Only in one place. Într-un singur loc vine harul. Place of humility. În locul smereniei. And as a child Jesus stood there. Și ca și un prunc Iisus a stat acolo. So he was always under grace. Și era întotdeauna sub har. That's the most wonderful thing we can teach our children. Acesta este cel mai minunat lucru pe care îi putem învăța pe copii. Humility. Smerenia. Especially if your children are very clever and capable. Mai ales dacă ai copii deștepți, capabili. And very good looking and smart. Sau foarte frumoși, isteți. There is tremendous danger that they este can become proud. Este un pericol uriaș ca ei să fie mândri. We have to teach them humility. Trebuie să-i înveți umilința, smerenia. We teach our children many good things. Învățăm pe copiii noștri multe lucruri bune. How to say thank you, how to say sorry. Să zică mulțumesc sau îmi pare rău. Send them to school and college. Îi trimitem la școală, apoi la facultate. But if you don't teach them humility, you have not taught them the most important thing. Dar dacă nu învățăm smerenia, nu i-ai învățat cel mai important lucru. Your children will not grow up to get grace from God. Și copiii tăi nu vor crește primind har de la Dumnezeu. I had four sons. Eu am patru băieți. And this is what I tried my best to teach them. Și ăsta este lucru pe care m-am străduit cel mai mult să-i învăț. Okay, God has given you many abilities. Bine, Dumnezeu v-a dat multe abilități. Don't boast about them. Dar nu vă lăudați cu ele. If they came back from school one day with a prize. Întors într-o zi la școală cu un premiu. I said, don't be proud. Și am zis, nu fi mândru. Don't tell anybody about it. Nu mai spune nimănui că ai câștigat. And don't think you're better than all those other 800 students in the school. Și să nu te crezi că ești mai bun decât toți ceilalți 800 de studenți primul. You may be cleverer. Poate ești deștept. But you may not be as good as some of those people. You may not be as good as some of those children. Dar poate că nu ești la fel de bun ca și alții. Because in the school they only give prize to the clever people. Pentru că la școală primesc premiu cine? Cei mai deștepți. Not to the good children. Nu cei mai buni, cei mai cuminți. So I said, humble yourself. I-am spus, smerește-te, băiete. When you stand before the Lord, când vei sta înaintea Domnului, the Lord's not going to ask you, did you come first in your class? Domnul nu te întrebe, ai fost primul la școală? No. Nu. How much marks did you get in mathematics? Ce note ai primit la matematică? Lord's not going to ask you that. Domnul nu o să spună astfel de întrebări. So humble yourself. Deci smerește-te. I used to tell them that every year. Le-a spus asta băieților mei în fiecare an. Humble yourself. Because I knew God gives his grace only to the humble. Pentru că știam că Dumnezeu dă harul său doar celor smeriți. My dear brothers and sisters. Dragi mei frați și surori. We teach our children many things. Îi învățăm pe copiii noștri multe lucruri. Teach them humility. Dar să învățăm smerenia. If you want to follow Jesus as a child, dacă vrei să-l urmezi pe Iisus ca un prunc. He was in the place of humility, so the grace of God was upon him. Iisus era în locul smereniei și harul lui Dumnezeu era peste el. And we read about how he died. Și iată când a murit. In Hebrews chapter 2. În Evrei capitolul 2. How could someone go to this terrible death on the cross? Cum putea cineva să sufere această moarte pe cruce? That's really difficult. Este ceva foarte dificil. Hebrews 2 verse 9. Evrei 2 cu 9. The last part of that verse. Ultima parte a acestui verset spune: By the grace of God he tasted death for everyone. Prin harul lui Dumnezeu el a gustat moartea pentru toți. You see Jesus at the end of his life. Iată-l pe Iisus la sfârșitul vieții lui pe pământ. Grace of God.
Este sub harul Dumnezeu. Again, he was in the place of humility. Din nou, Iisus era la locul smereniei. Just bowing his head. Doar plecând capul. And accepting whatever the Father put upon him. Și acceptând voia Tatălui Său. He would not fight back. El nu se certa. When Peter tried to fight for him. Când Petru încerca să se lupte pentru el. He said, "Put your sword back." Iisus i-a spus, pune sabia la loc. This is the cup my Father has given me. Acesta este paharul pe care Tatăl mi-a dat să-l beau. I will drink it. Și-l voi bea. Dear brothers and sisters, dragi frați și surori, let us learn to live in that place of humility. Să învățăm să trăim în acel loc al smereniei. From Jesus, de la Iisus învățăm. From birth to death, he lived in that place. De la naștere până la moarte, au trăit în acel loc al smereniei. Then we will know the grace which all these prophets tried to find out. Atunci vom găsi harul pe care toți prorocii din Vechiul Testament l-au căutat. And we shall experience an overcoming life. Și vom experimenta o viață biruitoare. Then we get both parts of the gospel. Și apoi vom avea ambele părți ale Evangheliei. I don't condemn you. Nu te condamn. That is grace. Har. Don't sin again. Să nu mai păcătuiești. That is more grace. Har de pe deasupra. May God help us. Let's pray. Domnul să ne ajute să ne rugăm. Heavenly Father. Tată Ceresc. It's so easy to understand these things in the mind. Este așa de ușor să înțelegem aceste lucruri cu mintea. So easy to teach it to other people. E așa de ușor să înveți pe alții. Help us to live in the place of humility all our days. Dar ajută-ne să trăim în locul credinței smerenie toată viața. So that we can experience your grace. Ca să experimentăm cu harul tău. And a full salvation. Și o mântuire deplină. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amen.